Invenția unui elev de la Liceul de Informatică din Constanța ar putea revoluționa medicina și mai ales ar putea salva vieți. Băiatul de numai 17 ani a creat un program pe calculator care poate spune imediat dacă o tumoră cerebrală este malignă sau benignă. Ideea i-a venit după ce el însuși a avut mari probleme de sănătate. Se poate afla dacă un pacient are cancer sau nu pe loc, exact în momentul în care se face un RMN sau o tomografie computerizată. Aceasta este o tumoră malignă. Apăsăm Submit, așteptăm rezultatul. Această idee mi-a venit în 2013, după ce am fost diagnosticat cu o tumoră osoasă la piciorul stâng. Este Dragoș, un adolescent pe cât de deștept, pe atât de încercat, de soartă. Acum ani, înainte de a pleca peste hotare la un concurs, o umflătură apărută la unul dintre picioare avea să-i schimbe percepția despre viață. Medicii au constatat că este vorba despre o tumoare ce trebuie operată cât mai repede. Biopsia a durat cam o lună, timp în care eu nu am știut exact dacă sufăr de cancer sau nu. Acela a fost momentul în care Dragoș a decis să inventeze un program mult mai rapid decât biopsia, care durează minimum 3 săptămâni. Aceasta este o tumoră malignă. Apăsăm Submit, așteptăm rezultatul și după cum se poate observa aici, rezultatul este malign. Așa arată programul pe calculator creat de Dragoș. Identifică în doar câteva secunde gravitatea tumorii. Tot ceea ce trebuie să faci este să introduci în program tomografia craniană sau RMN-ul. A fost un proiect care a durat 8 luni și care a fost foarte dificil din cauza clauzei de confidențialitate a analizelor. Eu am nevoie de cât mai multe tumori. De cât mai multe imagini cu tumori. De aceea, Dragoș a fost nevoit să-și testeze programul cu RMN-uri găsite pe internet. La concursul național de